am fost primii care au anunțat despre sarcina lor, al treilea copil din familie. Ei, să știți că ne-au promis că o să ne permită să venim și la maternitate și au făcut-o. Clipe de fericire și momente de neuitat pot fi admirate la familia Kowalski. Angelina a apărut pe lună ieri, iar echipa Vorbelor Bune este în această clipă la ei în vizită. Colegul nostru Igor Grițco se află alături de tânăra mamă și tânărul tată, deja al treilea copil. Mamă, este extraordinar. Ia să vedem cât de fericiți sunt cei doi, că acum familia lor e atât de mare și frumoasă. Igor, te ascultăm! Bună seara, Lilu, bună seara, doamnelor și domnilor! În aceste clipe urmează să intrăm în salonul în care proaspătă mămică, alături de soțul ei, Sergei Kowalski, își admiră puiul de om ce le aduce fericirea. Noi suntem primii care facem cunoștință cu Angelina, la fel, noi am fost alături în timpul primei ultrasonografii în care am aflat ce nume va purta micuța. Haideți să vedem ce emoții au proaspeții părinți. Felicitările noastre! Noi avem așa și un mic prezent pentru voi. De fapt, nu pentru voi, pentru Angelina. Așa. Felicitări, Sergei! Irina, nu ezit să te întreb, cum te simți după naștere? Mersi mult, pentru că eu mă simt foarte, foarte bine, pentru că deja sunt mama a trei copii. Câte kilograme? La ce oră? Câți centimetri? La ora 13 și 15 de minute. Nu prea este mare, pentru că cei doi copii tot nu prea sunt mari. Ea are 2 kg și 940 de grame. Și 52 de centimetri. Sergiu, tu ai asistat și la cea de-a treia naștere, tu ai stat în general la toate. Ce emoții, cum a fost, cum te stăpâneai singură ție emoțiile și o încurajai și pe Irina? Ну, поддерживал, ну, было страшно, были чуть-чуть осложнения, я видел, потому что предыдущие были, как-то легче рожалось. Ну, мой плунжащий плунжащий, он ждал, как Ангелина, а вот парте марь эмоции, аша, мне се паре, как мой мульт, декат я авям. Ай наскут пе кале натурала? Я в Напа, ам наскут пе Ангелина. Потому что да. Схватки происходили вот здесь, в ванне, и просто ребенок так быстренько уже хотел домой, как говорится, домой. И Ира раз родила и сразу на животик. Cel mai mult așteptat acest pui de om este probabil Liza, școlărița voastră, care sărea în sus de bucurie la ecografie când s-a aflat... 100% de procente, da, așa și a fost când Liza a venit la noi ieri, aici, la maternitate, când a văzut pe Angelina, nici n-a putut să vorbește niciun cuvânt, pentru că a avut foarte mari emoții, n-a vrut să pleacă acasă. Exact, și noi, din partea echipei Vorbilor Bune, vă dorim că să-i oferiți micuței Angelina o copilărie fericită, iar vouă celor de acasă vă dorim o seară frumoasă și să aveți parte doar de vorbe bune.